Azi, 13 septembrie, Comuna Liponești sărbează ziua. Suntem într-o demonstrație sportivă alături de campioni mondial și naționali. Este o zi frumoasă în care copiii care știu sport, fac sport, fac demonstrații, primesc premii. De ce ați împletit o astfel de sărbătoare, care în mod normal e o sărbătoare câmpenească, cu muzică populară, cu tradiții, obiceiuri, por popular, cu activități sportive? Consider că ziua comunei trebuie să fie pentru toată lumea, indiferent de ce obiect de activitate are. Consider că și sportivii merită, mai ales sportivii din Liponești, să fie premiați, să fie văzuți de către ceilalți, astfel încât acești campioni pe care noi îi avem la Liponești merită să evolueze de ziua comunei pe scenă, merită să primească premii, merită atenția noastră a tuturor. La toate competițiile, în timp de 3 ani de zile, competițiile naționale, internaționale și competițiile intercluburi. Deci este vorba de foarte multe trofee. Dacă vedeți, se premiază campion de la campion. Și vă rog să-i faceți poză. Ce face Mădălin Tănase astăzi la Liponești? Astăzi numai lucruri minunate. Din nou avem vechea campania noastră, campania Stop Violența, împreună cu primăria și Consiliul Local Liponești, împreună cu Radu Valahu, cu campionul mondial la flotării, cu Petre Adrian, cu campioana națională Scandenberg, Crăciun Ana Maria. Publicul, spectatorul este numeros și chiar a prins foarte mult evenimentul nostru. Sunt foarte, foarte încântați de acest eveniment inedit, care, vă dați seama, vorbim de o activitate sportivă într-o comună. Este extraordinar și a prins foarte bine, mai ales la foarte mulți copii. Spune-mi, cum se face, cărui fapt se datorează prezența la trei mari campioni, tu, Radu Valahu și campionul mondial la flotări? Este un lucru minunat că ne-am unit din nou, ne-am unit forțele pentru a face ceva pentru copii, pentru a descoperi din nou micuți campioni, ca ei să ajungă mari campioni. Dodoi, stai așa amândoi pe loc. Vreau să vă spun un episod. Erau copii și Popescu era un fulger. Îl bătea pe Petre tot timpul. Aproape că n-am avea adversar pentru Popescu, să-i mai dau. După un timp s-au întâlnit la o dinamoviadă între jandarmi. Îl vreau să spun că îl întreabă Popescu. Zic, Popescu, ce-ai făcut, mă? M-a înodat Petrică, dar m-a făcut praf. Deci s-a schimbat situația. Mulțumesc! Între noi există un respect deosebit, mai ales între sportivii de valoare. Îi mulțumesc frumos pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru clubul nostru și îi urez succes în carieră și să nu aibă probleme acolo unde lucrează. Deci acum vor fi 30 de repetări pe viteză. Acum vor fi de viteză, da? Atențiune! Ione!
Deci flotări pe podul Palmei, da? Pe podul. Pe podul Palmei, ca să fiți atenți cum se face. Câte bucăți avem? 50. Păi știi să nu mergi doar până la 40, a? Adi, o să fac o singură repetare cu o greutate adăugată pe spatele lui. Primul va fi băiatul lui Andrei, 24 de kg. S-a urcat pe Adi. Tatăl și fiul lucrează în echipă. 24. Acum nu este un număr de... Lasă mai încet ca să ne și auzim. Acum se face o repetare cu greutate respectivă. Vom adăuga la fiecare repetare o greutate. Adi mi-a zis să n-o spun, cât mai mare. 10. Un disc de 10 kg și cu Andrei 34 de kg. Deci 34 de kg pe dosul Palmei. O repetare corectă. Aplauze după fiecare repetare a Adi. Mai sunt câteva secunde, după care vom mai adăuga greutate. Mai spate. Ion. Mai spate. Ion. Mai spate. Vă rog, mai în spate. 20 de kilograme. Pis de 20 de kilograme. Și Andrei. 24 de kilograme. Că mișcăm. O să vină vremea când tu o să duci pe taică tu. Și avem o repetare. Aplauze. Trebuie să menționez faptul că pe dosul Palmei este mult mai greu decât normal, da? Este cu totul altceva. Un disc mare de 20 de kilograme, unul mic de 10 kg și Andrei se urcă pe discuri. Ia să vedem dacă reușește o repetare corect. Și reușește! 54 kg! Adrian Petre! 34 de kg! Un disc de 25! Trebuie foarte bine poziționat pe spate. Orice coloană este fragilă, indiferent ce sport ai face. Poziția contează foarte mult. 10 și 5 kg. Cu 24. Andrei, de 64 de kilograme. Ia să vedem. Aplauze, să vedem dacă poate. Și reușește 64 de kilograme. Și aici 4 kg.
mai să pui un disc pe spate, cocoșează coloana, dar apoi să mai știi, atenție mare la poziție. Deci după cum vedeți, și 24 deasupra. Atențiune, mai în spate un pic. Mai în spate copii, voi, mai în spate. Și concentrare maximă, vă rog. Aplauze. Pe dosul palmei! Atențiune, se încearcă un record! 74 de chile! Așa fiindcă nu mai sunt discuri! Se încearcă un record! E foarte greu pe un fond de oboseală! Un record nu se ține după un maraton! Se face complet odihnit! Forța maximală se cuantifică în momentul când organismul este odihnit, nu după un maraton de forță. După un maraton de forță, Adi încearcă 74 de kilograme. Vă rog, cercul acolo. Atențiune. Misiune imposibilă. Record mondial pentru Adi. Poziția contează foarte mult. Trebuie să existe aderență. Adrian Petre, invitat de onoare astăzi la Lipănești. Cu ce gânduri? Invitat ar fi fost mai bine și mai ușor. Problema este că sunt organizator. Dacă eram invitat, veneam numai la masa pusă. Probabil că aș vrea să fiu odată invitat. În momentul de față am luat în propriile mâini un eveniment care este la ediția numărul 2, un proiect, poți fi și tu campion. Cât de importante sunt astfel de evenimente pentru noi, pentru cei care vă privim, pe voi sportivii? Pentru noi, oamenii normali și de rând, care avem posibilitatea să mai să vedem și altceva la zilele localităților, da. Da. Este foarte important pentru mine că am adunat mai multă lume aici, într-un cadru și într-un eveniment sportiv. Putem să vedem și altceva, concursuri, premieri, demonstrații, atât a mea, cât și a altor colegi de-ai mei, judo, în contact sau sporturi de contact. Tu ai făcut foarte multe sporturi. Cum ai ajuns să faci performanță? Cum ai ajuns să faci, să bați recorduri, de ce nu mondiale? Cum te numeri printre 5, dacă nu mă înșel, sportiv la nivel mondial care faceți flotări invers cumva? De ce chestia asta? De ce? Eu fac sport din clasa 3-a. Haideți repede! Am avut continuitate în judo, indiferent dacă am avut performanțe mari, mici sau foarte mari.
am continuat cu ceea ce mi-a plăcut mai mult mie și pe măsură ce m-am pregătit pentru aceste competiții, mi-am dezvoltat abilități sau am văzut că corpul meu rezistă la curse, la flotări. Și am văzut un concurs național anul trecut, acela a fost primul impuls. Am făcut 1419 repetări în 49 de minute într-un cadru, dar nu știam. Haideți, vă rog, fiți atenți aici! Cadru, super ok în Cluj-Napoca. După acel record național am început să modelez corpul pe acest efort. Și atunci am descoperit că pot face flotări pe dosul palmei. Ceea ce faci tu prinde la public? Prinde foarte mult la public pentru că toți am făcut cândva flotări sau facem acasă. Sau gândiți-vă la aceste persoane care sunt aici. Câți dintre ei, și vă spun că sunt peste 90% când ajung acasă, fac una, două repetări pe dosul palmelor, deja i-am câștigat. Un gând bun pentru cei care ne privesc? Veniți și asistați și la altceva. Veniți și bucurați-vă de noi. Noi suntem modele pentru voi. Cuvinte despre ce se întâmplă astăzi aici. Știi că îmi place mai mult să fac scandal decât să zic vorbe, faptele vorbesc. Astăzi, la Lipănești, se întâmplă un lucru mișto. Cred că e prima dată când zilele orașului nu se sărbătoresc din egoismul bătrânilor, doar cu muzică și cu băutură. Și mulțumesc lui Robert Nica că s-a gândit că avem și copii. Iar copiilor le place sportul și trebuie direcționați în lumea sportului. De aceea astăzi este o zi, zilele comunei Lipănești, în care sărbătorim prin sport și muzică. E o chestie complexă. Cu ce gânduri Radu Valahu astăzi la Lipănești? Eu am numai gânduri bune, prieteni. Gândurile mele, ca peste tot în țara asta, ca purtător al drapelului României, ca un ultranaționalist, sunt de a îndrepta tinerii spre sport. Alături de prietenul meu Adi, campionul mondial la judo, Adi Petre, născut aici, alături de Mădălin Tănase, e o adevărată campanie a sportului, care am adus-o aici și o vom răspândi în toată țara. Sunt mulțumit dacă salvez unul din 10 copii, dacă îl iau din lumea calculatoarelor, tabletelor, nu zic, Doamne ferește, alte substanțe, sau McDonald's, sau discoteci mai târziu, și îl vâr cu mâinile mele mari, cu mâinile mele calc în picioare, îl vâr în lumea mea a sportului. Asta este mesajul meu și de aceea sunt aici, fiindcă între oameni există totdeauna o chimie, există o prietenie și nimic nu-i întâmplător atât timp cât există Dumnezeu.
dați-mi voie să acord o diplomă de excelență ansamblului folclorii Mugurelul al Comunei Lipănești pentru participarea și scrie aici în diplomă la Ziua Comunei Lipănești, de fapt pentru reprezentarea cu succes a localității noastre peste tot pe unde ei au evoluat. Haideți să-i aplaudăm! Permiteți ca diploma să o dau doamnei Pătrășcioiu. O să vedeți de ce. Nu știu dacă o merită, o iau. Vă spun de ce. Dați-mi voie să-l aduc în fața dumneavoastră și pe instructorul coreograf Gheorghe Marian. Se acordă diploma de excelență pentru că domnul instructor este cel care îi învață pe copiii noștri de la Lipănești, această echipă mare, îi spun eu. Există și echipa mică care evoluează cu succes. Deci merită toate aplauzele noastre. După cum știți, fiecare șef își are șef, așa că toată coordonarea se face de către doamna Pătrășcioiu Mariana, căreia îi acordăm diplomă de excelență cu merite deosebite, pentru că dânsa pune la punct tot programul ansamblului. Dați-mi voie să invit pe scenă Consiliul Local al Comunei Lipănești, cei 15 consilieri alături de domnul viceprimar Stan Ioan Alin, să urce pe scenă, poftiți pe scenă. Sunt cei care stabilesc în toate ședințele de Consiliu Local pe care noi le avem ceea ce este mai bine pentru localitatea noastră, ca dumneavoastră, după cum spuneam mai devreme, să fiți mulțumiți de ceea ce facem. Poftiți! Pentru că eu nu vreau să politizez momentul, nu vorbesc despre niciun partid de proveniență a consilierilor locali, vi enumer pe rând, începând cu domnul viceprimar Stan Ioan Alin și voi începe de la dreapta mea, Zanfirescu Cristian, Nicola Răzvan, Iacob Adrian, Georgescu Octavian, Danilă Lucian, Priznel Vasile, Adrian Trăgan, Angel Ricardo și ungureanul Nicolae, care a fost primar două mandate la noi la Lipănești. Lipsește cineva? Din motive obiective lipsesc doi consilieri, trei consilieri, dar obiective sunt chiar. I-am invitat pentru a le ura la mulți ani tuturor familiilor care anul acesta au împlinit sau vor împlini 50 de ani de la căsătorie. Ei sunt aici lângă noi. O să vă rog să urcați pe scenă în timp ce eu citesc numele dumneavoastră. Este vorba de familiile care au împlinit și împlinesc astăzi 50 de ani, precum și cei care au împlinit anul trecut și acum 2 ani. De ce? Pentru că noi n-am făcut ziua localității în ultimii 3 ani și consider că trebuia, dacă făceam, să urce, n-am făcut, urcă acum. Este vorba de cei care s-au căsătorit în 1962, Bucur Constantin și Maria. Haideți, vă rog frumos, faceți-le loc să urce pe scenă. Ei citesc și dă și urcă cum reușesc să ajungă mai greu sau mai ușor. Ilie, Vasile și Maria. Năstase, Nicolae și Elena, Vasile, Gheorghe și Maria, Marcu, poftiți aici, Marcu, Dumitru și Elena, familia Petrache, Ilie și Ruxandra, alte patru familii care s-au căsătorit în 1963, este vorba de familia Ilie, Petre și Rosalia, familia Angel, Ilie și Ileana, familia Oprea, Petre și Niculina Călimănoiu, familia Gheorghe și Floarea. Iar în 1964, deci exact acum 50 de ani,
familiile Tudoroiu, Nicolae și Elena, familia Neagu, Nicolae și Aneta și familia Balea, Ion și Constanța. Știu că trebuie să mai fie pe scenă familia Cernat. Știu pentru că toți cei care i-au urcat pe scenă până în momentul de față sunt cei care i-am găsit în evidența de stare civilă la primăria Lipănești, pentru că noi suntem obligați să ținem aceste registre totdeauna. Sunt și persoane care locuiesc la Lipănești, dar nu s-au căsătorit la primăria Lipănești, astfel încât eu am făcut public în ziar acest lucru și au mai venit câteva familii. Dacă este cineva, familia Cernat știu sigur, și familia Costache, Costache Ion și Maria. Astfel încât dați-mi voie să-i premiez pentru faptul că cu admirație, eu fiind mai tânăr și mulți dintre noi ne dorim să ajungem la 50 de ani de conviețuire cu soția sau cu soțul și să și depășim acest lucru, având în vedere că în ultimul timp căsătoria nu mai este atât de prețuită așa cum a fost odată și de fapt așa cum începem cu familia căsătorită în 1960, familie căsătorită în 1962, familia Bucur, Constantin și Maria se acordă diplomă de excelență pentru 50 de ani de împreună viețuire. Diplomă de excelență se acordă familiei Năstase, Nicolae și Elena. Familia Vasile, Gheorghe și Maria. Familia Marcu, Dumitru și Elena. Familia Petrache, Ilie și Roxandra. Ei vom amâna diploma acasă, probabil că n-au putut ajunge. Familiile care s-au căsătorit în 1963, se acordă diplomă de excelență familiei Ilie, Petre și Rozalia. Familia Angel, Ilie și Elena. Familia Oprea, Petre și Niculina se acordă diplomă de excelență. Se acordă diplomă de excelență familiei Călimănoiu, Gheorghe și Floarea. Acum acordăm diplomă de excelență celor care sunt mai tineri, dacă vă puteți închipui, adică căsătoriți în 1964. Familia Tudoroiu, Nicolae și Elena. Știu că n-au ajuns. Familia Neagu, Nicolae și Aneta. Și familiei Balea, Ion și Constanța. Familia Costache, Ion. Și familiei Cernat, care, despre care am aflat ieri, diplomă de excelență. Haideți să-i aplaudăm. Și înainte de a le cânta un la mulți ani călduros, vă rog să-mi permite să invit pe scenă doi colegi primari din localitatea Măgurele și localitatea Gornet. Sper să fie aproape și să mă audă să urce. Bine ați venit, domnilor primari! La mulți ani, Lipănești! Bine ați venit, domn primar! Invit pe scenă și pe domnul deputat Dragoș Gunia, un vechi prieten de-al nostru, care are și cabinetul de parlamentar la Lipănești, la centru medical. Bună ziua, Lipănești, la mulți ani. Pentru mine, ca întotdeauna, e o mare onoare să fiu aici în rândul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți prietenii mei și cei care m-au trimis în Parlament. Vreau să vă spun că aveți un primar deosebit, care merită toată încrederea dumneavoastră și vă sfătuiesc să-l păstrați. Mulțumesc mult! Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, să fie
numai lumină, ca în lumină să dai noi pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiești, la mulți ani să trăiești. Bună seara, Doamne ajută, oamenii buni și lume multă, binele-i cu noi, cu noi și cu voi. Că muncatul-i greu și săracul-i rău, nici nu știi cum e mai bine, că la toți-i greu. Gătați-vă curțile, dumneavoastră. Vă mulțumesc, sunt onorată și încă o dedicație acum înainte. Am niște prieteni dragi aici aproape, preotul Trupoiu, familia Trupoiu cu soția și fica. Vreau să le dedicați dumneavoastră melodiile ce urmează și pentru dânsii, dar și pentru publicul minunat din Lipănești. Cu mare drag. Mulțumesc și succes. Și eu mulțumesc, mulțumim. Nu e rău. Cum îi spune să